Cetățenii din Rovinari sunt nemulțumiți după ce angajații administrației locale și-au luat liber în timpul zilei pentru a participa la un chef organizat în apropierea primăriei. Primarul interimar din Rovinari, Claudiu Vodislav, nu a dorit să discute cu reporterul TV Sud despre acest subiect. Oamenii spun că au încercat să obțină documente de la administrația locală în această dimineață, însă nu au găsit pe nimeni. Contactat telefonic de TV Sud pentru a afla dacă angajații primăriei sunt liberi de la serviciu pentru a participa la chef, Claudiu Vodislav nu a dorit să vorbească. Bună ziua, domnule primar, Iulian Țimpea de la TV Sud, vă deranjează. Am ajuns la primărie, la dumneavoastră, la Rovinari și văd că angajații sunt plecați la un chef în timpul programului. M-auziți? Da, nu aud așa bine, nu știu. Da, zic că angajații primăriei Rovinari sunt plecați la un chef chiar în timpul programului. Nu înțeleg. Vă spun că angajații primăriei Rovinari sunt plecați la un chef în timpul programului. Cum vi se pare? Cetățenii din Rovinari sunt nemulțumiți de cum înțeleg funcționarii publici să-și facă meseria. Mie nu mi se pare normal chestia asta. Cred că e o lipsă de responsabilitate. Cred că ar trebui să dea dovadă de acest lucru și ei sunt plătiți din bani publici, deci ar trebui să fie în folosul comunității când este nevoie. De exemplu, astăzi trebuia să lucreze și am avut o problemă ca să o rezolv la primărie și nu a fost nimeni aici. Pare rău de treaba asta, că se întâmplă așa ceva și dacă trebuie să fiu la serviciu, da. Uite, și eu lucrez și trebuie să mă luam la serviciu, mă duc, nu am ce să fac, nu ce ar însemna să nu mă luam la serviciu, eu sau colegii mei. Da, asta e. Primăria Rovinari este condusă de puțin timp de Claudiu Vodislav.